Așa, cadou de ziua ta, adică de 3 septembrie, pentru că mâine este ziua mea, să tot ai. Vă urez și vouă un 3 septembrie cel puțin la fel de frumos, calmă. Salutare, dragi iubitori de mașini! Bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog! Astăzi vreau să vă anunț că o să urmeze niște materiale foarte interesante, pentru că de ziua mea, adică pe 3 septembrie, o să avem o mașină foarte faină la dispoziție și o să avem și circuitul de la Academia TT Hour la dispoziție, să ne dăm un pic, dar acum o să gândim cum facem materialul dedicat acelui subiect, pentru că o să facem clar un daily vlog. La momentul actual mergem înspre sală cu cei noi, papucii cei noi, ce mi se par foarte interesant și sunt foarte comod. Acum ne-am pus în mișcare spre Honda România, de unde vom lua mașina surpriză pentru 3 septembrie. Sunt foarte încântat că o să avem la dispoziție mașina asta chiar de ziua mea. Important de știut, te invit să ne dai un like dacă îți place ideea în care să continuăm cu daily vlogurile. După ce luăm mașina, vom merge până la F64, pentru că ieri am avut o experiență foarte nasoală, pot să-i spun, pe GoPro ăsta. Asta nu pot să-mi desfac. Așa, se pute, rog, nu fac. Am microfonul ăsta de la Rode. Este un microfon super profi. A costat o grămadă de bani. Singura lui problemă este că pentru a funcționa corect are nevoie de baterie. Când are baterie sau de într-un mare fel. Problema e că ieri, după ce ne-am pus în mișcare spre Cernica, el aprindea LED-ul ăla verde cum că funcționează, dar n-am mai înregistrat sunetul și îmi pare foarte rău, pentru că a fost foarte fain ieri. De exemplu, uite, îți las niște imagini. Când am ajuns înspre Cernica, ne-am oprit să alimentăm și Sev își făcea filme deja din mașină. Eu am pus botul că merg să am grijă de Ilinca, când de fapt ei îmi pregăteau o surpriză pentru ziua mea, ceea ce mi se pare super tare. Și aici spun și niște imagini când am ajuns la locația pe care mi-a trimis-o sora mea. Și surpriză! Acolo era Bogdan, sora mea și Linca și mi-au făcut cadou papucii ăștia, ce mi se par super, super, super fain. Da, deci le mulțumesc foarte tare, a fost o locație foarte faină aseară și ne-am distrat. Îmi pare rău că nu a funcționat microfonul, tocmai de aceea, după ce luăm mașina, vreau să mergem până la F64 să luăm un microfon pentru daily vlog, un microfon care să nu aibă nevoie de baterie, pentru că pierde multe momente de genul ăsta ce nu mi se par corecte. Acestea fiind spuse, mergem spre Honda România să luăm mașina, pentru că mâine ne vom distra cu mașina pe care urmează să o vedeți. Bun, și se pleacă cu X6-le. Și noi mergem să preluăm Honda. Sunt foarte curios să vedem ce culoare e. Sunt curios dacă o să fie aia albastră cea nouă. Ba, ești nebun. Acolo, dar și mai mă întorc după tine. Da. Mă duc cu bărâtul aici. Ba, ești nebun. Arată-s. S-a terminat joaca. Doamne, cum este culoarea asta. S-a terminat joaca. Du-te-mi, pui mei. Da, avem treabă. Altceva?
Asta e operă de artă direct. Da, și am luat iPad-ul foarte mișto. Până la momentul actual am văzut câteva update-uri care mi se par foarte tare și o să ți le și povestesc în cadrul materialelor ce urmează. Acum am ajuns până la autotehnica să facem niște fotografii, după care mergem să rezolvăm problema cu microfonul. Aici avem un... ăsta e Vogue? Da. Un Evogue, puțin desfăcut. Câți kilometri îi scare, bro? 60.000. Să știe. Sfânt. Așteptăm acum să mâncăm ceva, după care mergem, după cum v-am povestit, până la F64, să vedem cu microfonul ăla, pentru că... Microfonul vieții, care m-a enervat de dimineață, de când mi-ai zis da. Că s-a înregistrat sună. Da, eu nu sunt neapărat un fan al restaurantelor chinezești, dar am mers la pontul Dragoș. Dragoș fiind omul ce pentru mine, dacă zice ceva despre mâncare, acolo mă duc să mănânc. Dacă zice să mănânc rahat, dacă Dragoș zice, asta e, mănânc. Și mi-a zis că e foarte bun restaurantul ăsta și uitați-vă cum arată. Aia sunt cartofi prăjiți și o să mai așteptăm niște coaste acum. De așa au venit și coastele lui Sev. Astea sunt cele mai bune urechi de lemn pe care le-am mâncat vreodată. Ca de obicei, când zice Dragoș, merită. Bun, deci acum facem un test al microfonului din GoPro și revin cu sunetul de pe acest boia. De pe microfonul extern, facem o comparație și vedem dacă mergem pe varianta asta sau găsim o variantă mai premium. Cert e că microfonul ăsta nu are nevoie de baterie și nu o să mai mă lovesc de situația pe care cu care ne-am întâlnit aseară. Bun, deci hai să vă prezint ce setup am făcut. Ideea următoarea că costurile sunt relativ mici și mi se par foarte, foarte ok. Am hotărât să cumpărăm până la urmă microfonul direcțional, în așa fel încât să nu mai avem probleme cum am pățit ieri să rămânem fără sonor. Ăsta e microfonul, se pune direct pe adaptor aici. Din microfon cu cablu din kit intru în adaptorul de GoPro, care e pus direct în carcasă, și ăsta intră în GoPro în spate aici. Și aici avem un plutitor. Merg pe plutitor că mi-e foarte ușor cu el. Da, deci ăsta e setup-ul și sunt sigur că o să fie un plus de sunet cu microfonul acesta și nu o să mai am problemele pe care le-am avut ieri cu Rode Pro, ce are baterie și ne-au lăsat bateriile și a rămas fără sunet. E un moment foarte nasol, cel puțin dimineață, când am vrut să descarc și să văd ce am filmat și mi-am dat seama că toată ziua am filmat degeaba, e un moment nasol. Hai să punem GoPro-ul înapoi și să atașăm microfonul. Și acum, teoretic vorbind, avem sunetul de pe noul microfon. Sper să se audă mai bine decât am filmat cu microfonul incorporat de la GoPro. Sunt sigur că o să fie un plus pentru simplu fapt că este un microfon direcțional și sunt sigur că o să mă aud eu mai bine. Bun, acestea fiind spuse, ne punem în mișcare înspre casă. Nu! Ba da, merge la mâți. Nu, nu vreau în casă, vreau să mă mai plimb cu Hondița. Te rog. Dacă te uiți, uai, ce mașină urâtă! Vai, scuze dacă e vreunul care are așa ceva. Da, asta e mașina. Doamne! Poate îi bătesc tot cu bicicleta, mă înjură și eu. Da, deci am ajuns acum la mall, la Băneasa. Și vreau să vă arăt un pic mașina cam cum arată. Ce mi se pare foarte tare e că au rezolvat cam toate problemele pe care și eu le consideram relevante, gen nu mi-a încăpeat telefonul în încărcător wireless, au pus discuri flotante, au mai adăugat câteva elemente aerodinamice și a ieșit o super mașină. O super mașină care clar a devenit la momentul actual, cred că opțiunea principală să devină mașina vrum vrum vlog, pentru că mi se pare foarte echilibrată și mi se pare foarte, foarte faină.
Adică în cele ce urmează sunt șanse mari ca vreun vlog să fie reprezentat de către o Honda Civic Type R. Deci rămâi aproape. Sunt foarte curios cam ce părere ai avea tu despre achiziția unui Type R, să devină imaginea vreun vlog, în așa fel încât să o vedeți des, pentru că sunt foarte hotărât să fac conținut de bună calitate cât mai mult, în așa fel încât să împărtășesc cu voi bucuria pe care noi o trăim zi de zi prin intermediul experiențelor noastre. Și așa, cadou de ziua ta, adică de 3 septembrie, pentru că mâine este ziua mea, să tot ai. Pentru că mâine o să avem la dispoziție Type R-ul și vom merge la Academia Titi Aur pe circuit să ne dăm un pic. Doamne, frumoasă este! Incredibil! Au făcut o super mașină, băieții ăștia! Este! Și ajung acum acasă. Este ora 12, este 3 septembrie, adică mai exact schimbăm prefixul, știu că e un pic ciudat asta, și vreau să vă mulțumesc că urmăriți vreun vlog și vă invit să rămâneți aproape de vreun vlog, pentru că sunt sigur că în continuare o să primiți conținut de cea mai bună calitate. Așadar, dați un mare like, să adunăm multă energie pozitivă, în așa fel încât să creștem împreună alături de vreun vlog. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și ce să zic, vă urez și vouă un 3 septembrie cel puțin la fel de frumos ca al meu. E ziua mea! Mulțumesc! Vă pup! Și până la următorul material, ce va fi probabil mâine, vă urez să nu uitați să vă iubiți mașinile. Ciao, ciao! Pa, pa!